pastilla da fisico. Forza elastico. Deformările sunt elastice când ele dispar după încetarea interacțiunii, un elastic, un resort, un burete. Sau deformări plastice, care rămân și după încetarea interacțiunii, plastelina, hârtia, un ou. Forța elastică apare în interiorul corpului deformat elastic, se opune forței exterioare care produce deformarea și readuce corpul la forma inițială. Sub efectul greutății, resortul se alungește cu delta L, numită alungirea resortului. Kappa este constanta elastică a resortului. Forța elastică este produsul dintre constanta elastică kappa și alungirea delta L a resortului. Forța elastică este orientată pe direcția și în sens opus deformării. Se calculează prin produsul dintre constanta elastică kappa și alungirea delta L. În sistemul internațional de unități, forța elastică se măsoară în newton. Putem măsura forța elastică cu dinamometrul. Poți să confecționezi o bărcuță propulsată cu elastice dintr-un flacon de plastic mic, două bețe, capetele de la două lingurițe de plastic pentru elice. Fixează componentele cu elastice, lipește capetele de linguriță. Răsucește elasticul de la elice și dă drumul bărcuței pe apă. Forța elastică are rol de a readuce corpul la forma inițială, este orientată pe direcția și în sens opus deformării. Are formula kappa ori delta L. Se exprimă în newton și se măsoară cu dinamometrul.